Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază la emisiunea Leacuri pentru Sănătate. Astăzi suntem în emisiune directă cu dumneavoastră. Invitatul nostru este prietena emisiunii noastre, doamna dr. Birău Cecilia, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara. Stimată doamnă, încă o dată mulțumiri multe pentru faptul că ați venit cu așa promptiune și ați acceptat foarte cu multă grație chestia asta, deși știu că e vineri după masă și evident mai leacuri de sănătate nu vă stă dumneavoastră pe suflet. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor și mulțumesc foarte mult pentru invitație, oricând cu drag. Foarte frumos spus. Doamna doctor, spuneți-mi vă rog, acum e o perioadă de tranziție. De fapt, nu numai acum, după mine de vreo 20 ceva de ani, dar asta nu contează. Ce boli sunt considerate de sezon? A început toamna. Da. Este bine că a început cu câteva zile frumoase, de așa numită vară indiană, după cum bine știți. Dar, din păcate, ne anunță meteorologii din nou ploi. Deci, și comete ne-au anunțat. Și comete, dar care ne-au ocolit. Dar ne-au până acum, doamne, mulți. Da. Ce să spun? Toamna, sunt unii medici care spun că există chiar și o astenie de toamnă. De ce? Pentru că toată lumea se întoarce din concediu, la muncă. Cel mai greu moment al zilei, prima zi de după concediu. Da, se întoarce din concediu, copiii încep școala și din nou, probabil că nu sunt foarte, foarte încântați de acest lucru. Este vorba aceea, hai să dăm cu slănină școala și să vină câinii să o mănânce. Și de asta se poate considera și o mică astenie de toamnă, pentru că putem să zicem, venim cu forțe proaspete, dar ne gândim cu regret la zilele frumoase în care făceam doar ce vroiam noi. Și când vii la serviciu, te apucă disperarea. Dumnezeule, nu s-a schimbat nimic! Acum, fiecare depinde și ce servici. Ar fi extraordinar să ne găsim de lucru ceea ce ne place. Așa e. Sunt foarte puțini oameni care pot să spună că lucrează de plăcere. De fapt, lucrăm să... De exemplu, noi doi suntem niște oameni care lucrăm de plăcere. Lucrăm ca să ne întreținem familia și să trăim și de fiecare dată încercăm să trăim mai bine. Cu totul că a trăi mai bine câteodată îl considerăm că înseamnă a mânca foarte mult. Să vorbim poate... un pic și de gute în această emisiune, că m-am întâlnit cu un coleg care la un moment dat și chiopa și spunea, nu știu de ce cauză, mă dor degetele și am explicat că mănâncă foarte mult. Foarte multă proteine, carne, da. Probabil, proteine de origine animală. Dar, da, și cum putem scăpa de orice astenie? Mâncând legume și fructe. M-ați auzit, cred că, de foarte multe ori spunând acest lucru. Să știți că eu chiar mănânc legume și fructe. Loc plin de iarbă și verdeață. Părinte, lasă-l că din prea multă iarbă a murit. Da, nu. Legumele și fructele, da? Sunt acum e o bogăție. Da, este sezonul și dacă mergem în piață, chiar îți crește inima, pentru că vezi o multitudine de culori. E ceva extraordinar. Condiția să nu te uiți la prețuri, că atunci îți cade mult mai depinde, mult inima. Putem, da, a fost un sezon, poate sunt un pic mai scumpe decât anul trecut, da. Dar ploile putem, au influențat negativ. Dar putem să încercăm să trecem peste aspectul ăsta, nu? Și mai, la un moment dat să mâncăm sănătos. Ce înseamnă sănătos, doamna? Ce înseamnă sănătos? Acea întoarcere de la fast food la slow food. Nu neapărat la gândindu-mă la ceea ce înseamnă acele lanțuri de fast food, de mâncare rapidă. Nu, să încercăm slow food, este noua denumire a mâncării făcute în casă. Da, pentru că îți ia mai mult timp. Mai încetişor. Mai încetişor. Da, vorba decât să te duci să cumperi ceva și să mănânci foarte repede. Să încercăm să stăm la masă cu familia. Este un lucru extraordinar. Pentru că încerci
în același timp schimb impresii, fiecare ce a făcut și vezi ceea ce poți să faci pentru fiecare membru al familiei ca să se simtă bine în pielea lui, pentru că asta este până la urmă și un secret al sănătății, să te simți bine în pielea ta. Mi-aduc aminte ce spunea bunica, la masă nu se vorbește, taci Adriene, ceea ce era imposibil. Da, și mestecă foarte bine, pentru că atunci nu te grăbi, da, pentru că... Și mi-era și chestia asta, hai, ia cu pâine. Da, asta este foarte bună. Știți de ce? Pentru că pâinea de foarte multe ori o hulim, dar pâinea pe lângă acele glucide, pentru că conține glucide, conține și proteine. Din păcate au fost perioade în care foarte multe persoane de fapt își luau proteinele doar din pâine. Proteinele din tot ce înseamnă legume, fructe, pâinea fiind din grâu cerealiere, vegetală, nu sunt proteine de calitate întâia, deci nu au toți aminoacizii esențiali. Aminoacizi esențiali însemnând acele mici părți de Lego, să ne gândim așa, care pun bazele proteinelor din corpul uman. ADN-ul e făcut din aceste mici bucăți? Din mici bucăți de... ADN-ul este tot o proteină, da, și da, sunt aminoacizi care, esențial, dacă neesențial, ce e esențial, dacă ei lipsesc, nu se pot forma proteinele. Mm. Și atunci pot să apară boli grave, boli de nutriție și deci organismul să nu mai fie sănătos. Pentru că ce vrem noi acum? Vedeți, speranța de viață a omului a crescut. A crescut chiar și în România. E adevărat, nu suntem... Spre marea bucurie a celor de la Casa de Pensii. Nu suntem în primele locuri în Europa ca și speranță de viață, pentru că sunt țări cum sunt Suedia, Danemarca, care au o speranță de viață de 80 la bărbați, 85 la femei, la noi este în jur de 75 de ani. Dar ce trebuie să facem? Nu neapărat să dăm numai ani vieții, ci să dăm și viață anilor. Pentru că... Frumos spus. Da, pentru că dacă acei ani nu sunt plini de viață, nu îi folosim util, ci doar vegetăm, din păcate nu mai înseamnă sănătate. Asta mă duce cu gândul la ce mi-a spus dumneavoastră înainte de a începe emisiunea, că cealaltă săptămână va avea loc ceva. Vă spun. Da, este Săptămâna Europeană a Mobilității și în întreaga Europa se încearcă să se sărbătorească această săptămână. De ce? Pentru că, din păcate, suntem în secolul 21, din păcate am uitat să mergem pe jos, mergem cu mașina. Da. Eu mai duce și la baie cu mașina, doamna doctor. Da, chiar și la magazinul din colț, te urci în mașină ca să cumperi pâine, cu totul că ai putea foarte bine să mergi. Da, așa de simplu, e cheile. La plimbare. Și mergând pe jos, de fapt, îți faci, ai câștigat de trei ori. Beneficiezi de trei lucruri. Trei lucruri, da. În primul rând, mersul pe jos, care înseamnă sănătate curată, mișcarea înseamnă sănătate curată. Doi, faci economie. La ce? La combustibilul de la mașină. Și trei... Depinde cu cine mergi, că dacă mergi cu ăla mic și spune mami, vreau și aia, sau tati, vreau și aia lapte, nu mai prefer să mergi cu mașina. Propun o plimbare într-o zonă în care nu există magazine și chioșcuri alimentare. Și al treilea, scade poluarea. Mergând mașinile, scade poluarea. Cei care folosesc bicicletele se mișcă? Da. Cei care folosesc bicicleta ar fi extraordinar. După cum am văzut, se încearcă pentru municipiul Deva crea inițiativă foarte bună. Da, o rețea vastă de am înțeles că și în piste pentru biciclete și ar fi extraordinar. Ar fi extraordinar pentru că eu
cel puțin fac naveta de Vahunedoara și consider că cei care merg cu bicicleta fac un sport extrem. Pentru că este un risc neexistând acele piste pentru biciclete. Am auzit câteva strigăte foarte folclorice într-o dimineață când am văzut un curajos care mergea la Deva cu bicicleta. Da. Bă, tu nu e cita, ia și tu autobuzul, da. Da, din păcate nu este apreciat, dar este și riscant până la urmă, având așa în vedere e, da. Circulația rapiditatea care există cu care acum. Se merge pe în Olanda, ați văzut. Și e ceva firesc. Este ceva firesc și olandezii... Și când îi vezi la cravată, la cravată, cu diplomatul în față... La cravată, doamnele în rochi, da, fuste, da, 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 cu pantofi cu toc, deci nu se pune problema. Ei știu că dacă fac naveta de la un oraș la altul, merg până la gară cu bicicleta, apoi iau trenul rapid, deci nu este nicio problemă și după aceea cred că au și bicicleta cu care merg la serviciu, deci sigur au fiecare două biciclete. Cu bicicleta lui? Da, deci... Bicicleta de piață, de oraș, de cumpărături, de... No. Da, și la trecerile de pieton întotdeauna este, în Olanda vorbesc, că trebuie să fii foarte atent la bicicliști. Mașinile sigur opresc bicicliștii. Sunt calci bicicliști. Este o problemă. Dar, deci, noi încercăm, avem și noi o inițiativă în această săptămână europeană a mobilității, împreună cu cei care organizează Zumba, acel exercițiu fizic care este acum la modă în Hunedoara și împreună cu primăria din Hunedoara, să facem o demonstrație de Zumba, veți de fi mișcare. Și dumneavoastră? Din păcate, eu voi fi doar alături de cei care se vor mișca, pentru că sănătatea nu-mi permite. Mișcarea la Zumba este un pic mult mai vioaie. Mai vioaie decât ceea ce îmi pot permite eu. Eu încerc cât de des să merg pe jos. Am și animale de companie, doi căței pe care îi plimb. Deci, aveți oricum mișcare zilnică și periodică. Încerc în fiecare zi să îi plimb, tocmai pentru a face acele 30 de minute de mișcare. Dimineața când îi văd pe proprietarii de căței sau alte animale, că ies afară cu favoriții, mă întreb, oare cine-i totuși stăpânul în casa asta? Pentru că sunt așa de făloși, niște mopi grozavi, niște căței frumoși, care... Ala și eu sunt cel care... Da, dar ei îți acordă dragoste necondiționată. Deci, și atunci merită și stresul este îndepărtat. Da? Animalele, deci sunt spitale în lume care au animale de companie, pisici sau câini, tocmai pentru a trata psihic bolnavii. Da? Animalele de companie sunt acele lucruri care îndepărtează stresul, care te fac să vorbești. Doamna doctor, de vreo 4-5 și mari, înconjurându-mă plin de afecțiune și curiozitate. Așa, n-aveau lesă, n-aveau nimic, erau pur și simplu niște gavroși canini. Am avut așa o strângere de inimă și am spus, oare sunt iubitori de animale? Și am ajuns la concluzia că mai trebuie să reflectez. Din păcate, asta este problema României. Avem câini fără stăpân, nu avem animale de companie. Este o diferență între ce a spune. Din păcate, încă nu conștientizăm că orice animal trebuie să aibă un stăpân. Pentru că sunt foarte mulți care aruncă acei căței. Păcat că și ei cresc. Ei cresc într-un cățel care pot să-l ții în palmă, poate să ajungă un dulău cât această masă. Și dacă nu are stăpân, sigur, din păcate, vom ajunge și să vedem oameni mușcați, oameni care trebuie să facă tratament cu ser antirabic, pentru că neavând stăpâni și doar câinii care sunt capsați sunt vaccinați, atunci există și acest risc. Sunt alte țări în care nu există acest cuvânt, câine vagabond.
Doamna doctor, doar animale de companie. Vreau să vă întreb despre bolile de sezon și zona, adică timpul conservării legumelor, când toate gospodinele pun la cămară ce trebuie acolo. Există boli care sunt în care sunt recomandate anumite tipuri de legume care să le punem la conservare? Orice legumă este foarte bună pentru păstrarea sănătății. În Am văzut câteva boli, și în Parlament și în guvern. În anumite boli sunt recomandate sau pentru prevenția anumitor boli sunt recomandate anumite tipuri de legume, fructe. Tot ce înseamnă legume din clasa cruciferelor, de tipul brocoli, dar și conopida noastră, cea albă. Tot un fel și de brocoli, dar mai autohton. Da, este albă. Brocoli este o conopidă care este verde. Sunt legume care sunt indicate pentru a preveni cancerul și sunt indicate și pentru bolnavii de cancer operați în perioada de refacere a organismului. E adevărat, nu să depășim anumite cantități, pentru că în același timp ele conțin și substanțe care leagă iodul. Iodul din celelalte alimente și atunci tiroida nu mai poate folosi iodul care este adus și poate să apară o hipofuncție tiroidiană. Deci trebuie întotdeauna, m-ați auzit, trebuie să existe un echilibru. Prea multă sare iodată sau prea iod multă, venit în exces strică? Nu, prea multă sare iodată sau iod venit în exces strică doar pentru cei care sunt cunoscuți ca hipertiroidieni. Pentru aceștia există sare neiodată. E adevărat că se ia doar pe bază de rețetă din farmacii. Nu vorbesc de sarea care nu este prelucrată. Aceea este folosită doar în industrie, deci pentru că în România există o legislație care spune sarea pentru consumul uman este sarea iodată. Dar în industrie, cu excepția industriei pâinii, deci în pâine se pune doar sarea iodată. Dar în industrie, industria cărnii, industria legumelor, conservării legumelor, se poate folosi și sarea neiodată. De asta sarea neiodată se vinde doar în farmacii sau doar pentru uzul industrial în depozite sau pentru animale, pentru că știți foarte bine că și la animale este nevoie de sare. Nu, au nevoie de aceste substanțe nutritive care înseamnă minerale, natriu și clor. Dar legumele mai conțin și vitamina C și fructele la fel conțin și vitamina C, iar singura metodă de a păstra vitamina C pe timpul iernii din legume și fructe este metoda murării clasice, murarea cu sare. Da? Este avem singura cultură a sării. Brânza e pe dar sare. Varza, castraveții poate parcă mai puțin. Castraveții se fac și cu oțet, dar da. Pentru a păstra vitamina C este ne acea place murarea... Ne place acul și sărat, doamnă? Doctor. Nu. Viața oricum e dus. Da, ne-am obișnuit cu acestea. Sunt metodele tradiționale, pentru că am fost o țară binecuvântată, aș putea spune. Știți foarte bine că în perioada feudală sarea era chiar o monedă de schimb. Deci, așa e, da. De asta erau duși cei care erau prinși furând sau la tăiat sare. Tocmai pentru că era o monedă de schimb foarte importantă în schimburile comerciale în acea perioadă. Deci de asta și avem această cultură a murării, dar vedeți, se păstrează foarte bine și se păstrează toate substanțele nutritive. Pentru fructe, pentru a păstra vitamina C, este bine să facem o blanșizare și apoi congelarea fructelor. Blanșizarea înseamnă opărirea în perioadă foarte scurtă și apoi în congelator pentru a păstra vitamina C din fructe. Dragii mei, aș vrea să vă
Reamintesc că numărul nostru de telefon 0354410434. Puteți să intrați în direct cu noi și să ne adresați întrebările care ne sunt nouă de ajutor pentru a vă răspunde cu adevărat la ceea ce vă interesează pe dumneavoastră. Nu uitați, 0354410434. Doamna doctor vă poate răspunde în direct și eu vă pot răspunde în direct, dar cred că doamna este mult mai documentată decât mine. Deci vorbeam, doamna doctor, despre ceea ce fac gospodinile acum în această perioadă. Spuneți-mi cam ce ar trebui să cuprindă dieta unui copil, de exemplu, pe timpul iernii, când nu mai sunt așa legume și fructele. Acum e mai relativă chestia, pentru că găsești mult mai ușor. Da, este mai relativă și întotdeauna... Dar totuși, o familie care nu poate să-și permită să meargă în fiecare zi la mall să ia ceva? Întotdeauna noi am avut în România și acea păstrare a merelor în paie, în pod, învelită în paie. Da. Merele și perele erau și păstrate. Și gutuile făceau... Țin minte de la bunica, Dumnezeu să o odihnească, le punea pe... dulap, da, pe dulap, deci în șifonier acolo, erau un șifonier. Se știa că legumele și fructele sunt importante, legumele sub formă de murături, fructele păstrate pur și simplu în anumite condiții pentru a-și păstra calitățile. Ce trebuie? Păi, întotdeauna trebuie să nu uităm de micul dejun. Pentru că noi românii cam uităm de micul dejun. Să încercăm să învățăm copiii că trebuie să-și ia micul dejun. Dacă sunt mai leneși, se trezesc mai târziu, mai greu, să le dăm pe diesel, două pachete. Să le dăm două pachetele. Unul care să-l mănânce în prima pauză, după prima oră, și apoi cel principal pentru pauza mare. De ce? Pentru că, sigur, organismul are nevoie de combustibil. Care este combustibilul organismului uman? Mâncarea, altfel. Iar dimineața copiii sunt cei mai activi. Dimineața merg la școală, trebuie să-și activeze atât creierul, iar dacă au și ore de sport și întreg organismul. Le dăm dulciuri copiilor, doamne doctor, la pachetel. Da, putem să le dăm dulciuri, dar ce fel de o bucățică foarte mică de ciocolată, pentru că ciocolata, adevărata ciocolată din cacao, are antioxidanți, dar este bună, iar o bucățică însemnând o bucățică, nu o tabletă. Recomandați ciocolata de casă sau dulciurile făcute în casă, în general? Am auzit doamne care spuneau, domnule, eu fac înghețată în casă. Da, recomand absolut orice, dar în cantități moderate sau mici, pentru că a mânca orice o bucățică făcut... de 30 ori 20 de centimetri. Da, deci asta depinde da. Și de cantitate. Trebuie să, pentru că a mânca variat este la fel extraordinar de important. La fel pachetelul să însemne un sandwich din pâine, nu neapărat integrală, nu neapărat cu semințe. De ce? Pentru că încă tubul digestiv al copiilor nu este foarte bine format. Este în creștere și dezvoltare. Și s-ar putea la copii, dacă le dăm pâine cu foarte, foarte multe celuloză, pentru că de fapt conține, atunci tranzitul digestiv să fie mult mai rapid și să nu mai fie atent la ore, ci să trebuiască să ridice două degete pentru a ieși de la ore. Deci două felii de pâine albă, obișnuită, cu unt și cu o bucată de șuncă de preferință sau chiar piept de pui fiert sau la grătar și tăia feliuțe și pus, să încercăm cât mai puține mezeluri supra-industrializate. De ce? Pentru că sunt cu un conținut mare de sare, cu un conținut mare de ajuvanți care de fapt sunt în rețete, ajuvanți care sunt acceptați de întreaga Europa, întreaga lume, pentru că acum nu putem să spunem nitrații, nitriții,
care sunt pentru conservarea cărnii sunt cunoscuți încă de pe vremea egiptenilor. Deci nu sunt niște euri noi, ci sunt foarte cunoscuți, tocmai pentru că se păstra foarte bine carnea și se păstra și se conserva mult mai repede dacă adăgai sare cu nitriți, nitrați. Deci acea silitră care acum se cunoștea ce mă de mult. Oare eschimoșii ce au, domnule, la pachetel? Eschimoșii probabil că au balenuță la pachetel. O balenuță sau o focă la pachetel. O focă la pachetel. Doamna doctor, vreau să vă întreb despre bolile copiilor care vor începe școala luni. Din păcate mai apar tot felul de probleme. Care da, deci ce cel mai ce recomand părinții să nu își trimită copiii la școală oricum, dacă prezintă semne sau simptome de boli infectocontagioase sau parazitare. Dați-ne câteva exemple ca să înțeleagă telespectatorii. Da, deci dacă deși cam toți știm despre dacă de bolile parazitare, dar infectocontagioase, dacă strănută, dacă are o senzație dacă de e bolnavier, copilul mai bine ține acasă. Ține la casă, pentru că mai ales bolile cu transmitere respiratorie duce la contaminarea întregii colectivități care este receptivă. Mai ales copiii nu au, din nou, sistemul imunitar bine format și sigur, până și îl vor forma, vor face mult mai multe episoade de boli infectocontagioase decât un adult. De asemenea, dacă prezintă semne de grataj, adică de scărpinat, dacă îl vezi că se scarpină, că îl mănâncă părul, că asta, să faci o examinare ușoară, pentru că poți să vezi la nivelul părului anumiți vectori, care se cheamă păduchi, care nu este neapărat o rușine. Să știți că păduchii poate preferă mai mult părul curat, pentru că poate au loc să se plimbe mai bine și pot să-și depună ouăle mult mai bine. Iar la nivelul pielii putem să avem un alt parazit care este scabia. Scabia. Care râia, este românește. Râia, da, este agentul care dă râie. Să fie atent. De unde dacă poate observă să copii, ia este o scabie? Dacă avem, vedem și povestea lui Ion Crangă, poate și de la caprele râioase ale budicii și de la anumite animale. Acum este un parazit pe care poți să-l iei și când te joci. De la animale, de la viței ticoficiase, se mai poate... Da, sunt câteva zoonoze de astea care pot să fie supărătoare. Da, și atunci cel mai bine mergi cu copilul la medic. Este examinat, îi se pune un diagnostic, se dă un tratament și sigur va ajunge sănătos în colectivitate și nu va duce la contaminarea celorlalți copii. Și nu te faci nici tu de mirul lumii. Ia uite, m-a venit cu fiul său. Totdeauna ce ție nu-ți place, altuia nu face. Foarte bine. Doamna doctor, campania Mărul și Cornul, Iaurtul și Cornul, va intra în vigoare de cealaltă săptămână? Sincer, nu, știu normal că nu după legislație, nu, după problema. Legislație, da, deci copiii care sunt... Trebuie să se țină cont și de iaurtul ăla care va primi copilul atunci când facem pachetelul? Ar fi bine dacă îl mănâncă. Da, da, da. Din păcate sunt mulți copii care se joacă cu... aceste hai, Doamne, alimente. Ce-am văzut că fac unii, cu unii aceste strângari alimente cu ele, da. Primite. Da. Și alții care poate chiar au nevoie de din acele păcate. Proteine din iaurt și glucidele din corn. Deci și aici este o problemă. Cel mai bine ar fi să spunem copiilor dacă nu le place, pentru că poate nu le place. Nu le place laptele, nu le place. Nu
Sunt copii și care nu au, copil... sau poate sunt copii care au intoleranță la produsele lactate. Da. Să încercăm să spunem și copiilor că dacă ei nu mănâncă, este cel mai bine să-l lase doamnei educatoare, doamnei învățătoare, pentru că sigur doamna va ști care copil are nevoie mai mult și probabil va ajunge la un copil care chiar are nevoie sau care chiar poate să-l ducă la frații, surorile de acasă. Am înțeles. Doamna doctor, vreau să vă întreb despre vaccinuri și campanii de vaccinare. Când vor începe și despre ce va fi vorba? În fiecare an au fost. În fiecare an sunt în Programul Național de Imunizări. Pentru școlari avem campaniile de imunizare împotriva rujeolei, oreonului și rujeolei. Este, de fapt, ultima înțepătură care face. Da. Pentru că asta vreau să transmit mămicilor. Tot ce se face ca vaccin la școală sunt ultimele imunizări pentru vaccinurile care copiii le-au făcut. Pentru RRO, care înseamnă vaccin împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului. Copilul a fost vaccinat la 12 luni și acum este ultima vaccinare și deci va avea o imunitate pentru toată viața împotriva acestor boli. Da, o să-mi spuneți, dar sunt bolile copilăriei, noi le-am făcut. Da, noi le-am făcut, dar dacă există un vaccin, de ce să... acești copii să nu mai treacă prin aceste boli, tocmai pentru faptul că pot să existe efecte secundare la aceste boli, pot să existe reacții la nivelul sistemului nervos central și deci copilul să se vindece cu sechele, iar în cazul rubeolei, dacă această boală, deci nu ai imunitate pentru toată viața și această boală apare la femei adulte în perioada în care sunt gravide, poate să ducă la avort, poate să ducă la la complicații majore și pot să fie prevenite prin două înțepături. Da? O înțepătură la un an de zile, la 12 luni și o înțepătură în campania de vaccinare care înseamnă vaccinarea copiilor de 7 ani, clasa 1-a. Doamna doctor, de unde neîncrederea aceasta a unor părinți și a unor persoane cu pregătire în domeniul medical față de aceste campanii de vaccinare și față de vaccinurile în sine? Am ajuns tot felul de aberații. Da, din păcate... Sunt foarte multe boli care nu le-am mai văzut în România, tocmai datorită vaccinărilor. Și atunci nu mai știm ce înseamnă aceste boli. Exemplu, poliomielita. Poliomielita este o boală virală care din păcate, se poate vindeca, dar întotdeauna se vindecă cu sechele. Explicați-vă, rog, ca să înțeleagă telespectatorii. Sechele înseamnă, pentru că poliomielita înseamnă afectarea nervilor care conduc impulsul, mai ales la sistemul muscular, se ajunge la afectarea musculaturii și atunci un membru, de obicei este afectarea la nivelul membrelor inferioare, un membru, acel membru afectat, se vindecă. Musculatura nu-și mai revine, da? Ea, de fapt, se subțiază, masa musculară scade, nu-și mai revine absolut niciodată și, sigur, acel membru va fi mai mic, iar mesul va fi greoi. Asta este în cazul cel mai bun, pentru că poate să afecteze amândouă membrele, poate să afecteze nervii intercostali și atunci... Din păcate, se poate ajunge la deces prin insuficiență respiratorie. Poliomielita s-a încercat de către Organizația Mondială a Sănătății să nu mai existe, da? Dar nu s-a ajuns la acest lucru. Există focare încă în Africa, dar există și în țări care sunt dezvoltate. În statul evreu s-a găsit cazuri de poliomielită cu virus sălbatic și să știți că vaccinarea împotriva poliomielitei a fost introdusă, aș putea spune, recent, în anii
50, știți foarte bine, au fost epidemii de poliomielită pe întreg globul, iar în America s-au făcut eforturi extraordinare pentru a pune pe piață un vaccin, iar părinții stăteau la coadă cu copiii pentru a se vaccina cu un vaccin care, de fapt, era testat pe acei copii. Dar văzând copiii care erau bolnavi de poliomielită, care stăteau în acei plămâni, în acele aparate de respirat, da. Dar erau niște aparate imense și erau primitive și foarte voluminoase. Era dureros să vezi niște copii care, în loc să se joacă, ce stăteau în acele aparate, s-a făcut această vaccinare. Și s-a reușit să se scadă, iar Europa este o zonă polio-free. Deci nu am mai întâlnit în Europa cazuri de poliomielită cu virus sălbatic, dar oricând poate să apară. Afecțiuni pe categorii de vârstă, doamna doctor? Pentru... Avem foarte puțin timp, de asta, da. De asta vă împing. Ce să zic, întotdeauna pentru copiii mici bolile infectocontagioase, că sunt boli care se transmit pe cale respiratorie și, din păcate, pentru acestea chiar nu putem să-i ferim foarte mult, pentru că nu putem să-i băgăm într-un glob de sticlă și să trăiască doar într-un glob de sticlă și nu ar fi bine, pentru că nu și-ar putea forma imunitatea, dar și cele care se transmit pe cale digestivă și acestea putem să le prevenim. Și cum? Învățându-i să se spele pe mâini cu apă și cu săpun, ori de câte ori este nevoie, dar întotdeauna după utilizarea grupului sanitar și întotdeauna înainte de masă. Săpun de care? De masă, de casă, de rasă, de nu care? Nu are nicio importanță. Să fie săpun. Un săpun, da, pentru că în primul rând este important și să îndepărtăm mecanic microorganismele și nu neapărat substanțe dezinfectante. De ce? Pentru că de foarte multe ori putem să distrugem și flora normală a organismului și atunci pe o floră distrusă pot să apară microorganisme patogene și deci să facem mai mult rău organismului. Da, apoi pentru cei mai mari, ce să zic, putem să încercăm să învățăm să stea mai puțin la calculator. Da, pentru că există studii care arată afectarea și a sistemului nervos central, creșterea bolilor psihice, sau frecvența bolilor psihice este mult mai mare la cei care au o perioadă mult mai lungă în fața ecranului de calculator, de televizor. Da. Și televizorul ne mănâncă din viață și din fericire. Da, și ne dă seama. La fel... Alibaba cei 40 de hoți și sultanul ăla care are atâta cadâne. Întotdeauna ne-au plăcut poveștile. Da, povești. Auzim în fiecare zi acest lucru la știri. Da, și, dar și afectarea văzului. Pentru că... sigur prezbitismul, care înseamnă de fapt îmbătrânirea normală a ochilor în timpul vieții, poate să apară la vârstă mult, mult mai mică. Nici eu nu văd bine poporul român. Vârsta probabil. Vârsta și experiența, da. Dumneavoastră poate ați avut ochelari de mai demult, deci ați avut probleme cu dioptriile, dar prezbitismul înseamnă de fapt îmbătrânirea ochiului. Așa e. Și de ce să apară la 30 de ani când poate să apară la 50-60 de ani? Pentru că românul zice mai bine puțin și prost decât mult și bun. Așa suntem noi. Daci! Nu. Doamna doctor, vreau să vă întreb despre tinerii medici care au terminat și care ar trebui să dea examen de rezidențiat. Când vor fi examenele? Examenele de rezidențiat se organizează de către Ministerul Sănătății întotdeauna toamnă, spre sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Avem speranță să vină tineri?
Sunt medici din județ? spitalele din județ au dat un necesar de medici pentru a fi scoase la examenul de rezidențiat pe post, dar avem și foarte mulți medici tineri, să știți. Ei nu îi vedeți pentru că ei sunt în specialitate, deci ei sunt pe post, dar de fapt nu sunt în spitale. Să știți că am văzut și doctori excelenți care sunt de zeci de ani în spital și spune, îmi spun, Adrian, eu mă simt tânăr. De da, fapt, și asta, asta e un este lucru, important, nu? Nu? Să dai viața, să dai viața anilor, nu? Exact de, ceea ce am vorbit la începutul timp, emisiunii. Da. Doamna doctor, vreau să vă întreb despre legalizarea atenției în plic. Această propunere a fost făcută din partea Consiliului Medicilor din România de mai mult timp, de acum cred că 4, 5 sau chiar jumătate de an, 6 luni, și acum o săptămână se vorbea tot despre așa ceva. Ce ne puteți spune? Depinde de dacă aceasta ar rezolva problemele din sistem, ar fi extraordinar. Dar știți foarte bine că probabil tot ce înseamnă partea economică ar fi supra-solicitată și ar trebui să existe niște proceduri foarte bine puse la ce punct. Ce faci pentru... când primește domnul doctor o găină? Ce parte da, o dă sau... ministerului și ce parte o lasă? Avem un telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți și de unde dați telefon? Nelu din Hunedoara. Domnul Nelu, vă ascult și doamna doctor vă ascultă. Da. Am vrut să o întreb pe doamna doctor, când va fi distribuite acele pachete de pază, de consultații la toate circumscrițiile astea de cabinete medicale? Păi, când va intra în vigoare? Pachetul de bază a intrat în vigoare în momentul în care colegii care sunt medici de familie au semnat contractul cu Casa Județeană de Asigurări. Deci el este realizat. Domnul Nelu, dumneavoastră sunteți este la un medic pachet, de familie, nu? Dar n-am intrat în posesie. Dar nu, deci pachetul de bază nu înseamnă un pachet. Ia pachetul neamului. Nu, înseamnă pus... niște servicii pe care dumneavoastră le solicitați. Servicii medicale care trebuie distribuite, da, și făcute da. La un timp. Hei, da... Da, ați mers la medicul de familie. Dar sunt și programat pentru consultație luni. Da, deci, sigur, această consultație intră în pachetul de bază care vi-l oferă medicul de familie prin contractul care îl are cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Domnul Nelu, mulțumim fain da, pentru da. Telefon. Mă aveți? Da. Mă aveți o întrebare pentru sufletul nostru? Vă ascultăm. Dar vaccinul ăsta de toamnă pentru gripă, mă refeream și la da. Oamenii ăștia care sunt reumatici, care sunt cardiaci. Eu, de fapt, sunt reumatic și mama mea este cardiacă. Când se va face? Deci, ceea ce a anunțat Ministerul Sănătății este că pentru acest an va achiziționa 500.000 de doze de vaccin antigripal. Sigur, va fi tot din străinătate, pentru că încă... Am auzit că la Cantacuzino a introdus... Noi ne-am dat foc la încă Institutul Cantacuzino nu produce și în momentul în care noi primim ordinul prin care sunt repartizate direcțiilor de sănătate publică dozele de vaccin, medicii de familie va ajunge. Când estimați că va fi o perioadă aproximativă, măcar? Sincer, nu știu, în fiecare an este foarte diferită perioada în care mulțumim primim. Mulțumim de telefon! Logic ar trebui... O zi bună, vă doresc la revedere și doamnei! Și ați auzit, răbdare, pruncul meu, că totul se rezolvă. Eu îți doresc să n-ai nevoie de vaccinul ăsta. Doamna doctor, vreau să mai vorbim un pic despre săptămâna care urmează. Revenim la ce am spus. Haideți să fim mobili. Da, ar fi extraordinar. Deci noi dăm un exemplu prin acțiunea care o facem miercuri. La ora 18, în Hunedoara, în fața Casei de Cultură,
prin această demonstrație de Zumba, de se poate să ne mișcăm. Dar fiecare dintre noi și prin această emisiune fac un apel la fiecare din cei care locuiesc în județul Hunedoara ca măcar o zi să încerce să meargă pe jos. Nu vorbesc pentru cei care fac naveta de la un oraș la altul. Zumba, nu, zumba. Dar dacă locuim în același oraș și putem merge pe jos la servici, putem să mergem pe jos, măcar o zi din această săptămână sau o zi din acest an pentru a vedea dacă ceea ce am spus eu este adevărat, mai puțină poluare, mai multă sănătate și economie în bugetul familiei. Am înțeles. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră și în studioul acesta. Mulțumesc, și vă doresc un weekend cât mai plăcut, mai ales că e foarte reconfortant să știi că e vineri seara. Eu vă mulțumesc pentru că a stat alături de noi, dragii mei telespectatori. Nu uitați, în Hunedoara ne zumbăim duminică, da? Așa, ok. Și vom fi mult mai sănătoși dacă vom fi mobili. Doamne ajută, ne vom întâlni cealaltă vineri. Până atunci să ne vedem și să ne auzim cu bine. La revedere!